Rusia cu tremură toată Europa. Decizia momentului la nivel mondial, da, este sigur. Rusia trimite o undă de șoc în Uniunea Europeană prin anunțul vicepremierului Alexander Novak. Acesta a precizat că Moscova va introduce un mecanism special până la finele anului după decizia de plafonare a prețului petrolului AG7, a Australiei și Uniunii Europene. Rusia intenționează să introducă, înainte de finele anului, un mecanism prin care va interzice companiilor rusești să vândă petrol sub plafonul de 60 de dolari barilul. Impus pentru petrolul rusesc de G7 și Australia, precum și de Uniunea Europeană, a anunțat marți vicepremierul Alexander Novak. Da, este sigur că se va face, a spus el cu ocazia declarațiilor făcute presei, întrebat fiind în legătură cu introducerea acestui mecanism, conform agenției oficiale TAS, citată de Agerpress. În prezent discutăm, ajustăm decizia, abordăm subiectul cu companiile, a adăugat Novak. Vicepremierul a explicat faptul că Rusia va menține producția de petrol în decembrie la nivelul din noiembrie, în pofida plafonului și embargului comunitar asupra petrolului rusesc livrat pe mare, care au intrat în vigoare luni. Avem încredere că în decembrie vânzările pe piața mondială vor fi la nivelul din noiembrie. Mai departe vom vedea cum se vând produsele respective, cum evoluează piața. Aici există multe incertitudini, în special legate de cererea economiei globale, a subliniat el.